Să rămână bună seara. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră în această seară aici. Este o oră un pic mai târzie, dar cred că pune foarte bine în valoare întregul complex care în momentul de față a prins viață. După cum știți, acesta este obiectul sau rezultatul unui contract de asociere între Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Județean, un obiectiv care a avut drept scop construcția unui spital pentru lupta împotriva COVID. Cred că este un exemplu elocvent în care autoritățile publice, dincolo de culoare politică, dincolo de adversități, dincolo de opinii diferite, își dau mâna pentru comunitate și se realizează un obiectiv care în momentul de față s-a finalizat în termen de 40 de zile. Dar acest obiectiv nu este doar un simplu spital împotriva COVID. Este începutul, practic, al proiectului pe care Primăria Municipiului Bacău și Consiliul Județean l-a derulat încă începând din anul 2018. E vorba de Spitalul Sfânta Maria Bacău. Vreau să vă explic un pic, nu am să intru în detalii de natură tehnică, va fi domnul manager al proiectului care ne va da detalii de mai multe detalii de natură tehnică, dar o să vreau să vă explic un pic de principiu ce s-a întâmplat aici. De ce vreau să fac acest lucru? Pentru că s-ar putea ca unii să fie tentați să spună că aici a fost o lucrare simplă, că s-a dat cu var și s-au făcut niște pereți. E departe de adevăr acest tip de afirmație. Vă pot informa că în momentul de față întregul spital municipal este într-o proporție de 80% finalizat. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care discuți să operaționalizezi etajul 4 și 5 și parter, s-a început lucrarea practic pe nivelul întregului spital. Asta înseamnă instalațiile de gaze medicale trase pentru întregul spital, instalațiile de curenți slabi, instalațiile de curenți tari, instalațiile sanitare, hidranți, sistemele de ventilație au fost trase pentru întregul obiectiv spital municipal și în momentul de față, practic putem spune că începe operaționalizarea întregului complex. Principiul de funcționare a acestui obiectiv medical este în felul următor. La etajul 5 o să mergem împreună și o să vedeți. E vorba de compartimentul ATI pentru pacienți gravi. Avem în momentul de față operaționale 22 de stații ATI. Ultimele echipamente vor sosi pe data de 15 iunie și deja sunt amplasate, o să vedeți, deja sunt în funcțiune și gata, pregătite în caz de nevoie să fie folosite. Cu posibilitatea de extindere până la 37 de stații ATI. De asemenea, la etajul 4 avem operaționale, vorba de 116 paturi, dacă nu mă înșel, de pacienți care nu se află în formă critică, dar, ca și în cazul etajului 5, poate fi oricând cuplat sistemul de gaze medicale pentru orice fel de intervenție necesară din punct de vedere medical. Întreaga dotare este făcută într-o proporție de 90%, 90-99%. O să vedeți, avem pregătite de la echipamentele de brancarde până la sistemele de ventilație, sistemele necesare pentru tot ceea ce înseamnă dializă, de asemenea și aparatele de resuscitare. De asemenea, sunt o serie de ventilatoare de natură portabilă, o să le vedeți exact în momentul în care intrăm. Întregul complex, așa cum este el denumit, Spitalul Sfânta Maria Bacău, este, aș putea spune, un plus pentru întreaga noastră comunitate, comunitatea municipiului Bacău, comunitatea județului Bacău, deoarece în momentul de față discutăm de un spital care poate fi oricând folosit nu doar pentru componenta COVID, ci poate fi utilizat deja ca și spital de sine stătător, ca și pavilioane sau secții medicale de sine stătătoare. De ce spun acest lucru? Pentru că modificările pe care le-am făcut pe etajele 5, de exemplu, sunt de natură minimală. În cazul în care se finalizează întreaga pandemie și autoritățile medicale vor decide că nu mai sunt necesare acest tip de facilități, practic din zona de ATI se scot doar niște sasuri
care făcea o izolare între coridoare și camerele pacienților. Acesta este în mare obiectivul Spitalul Sfânta Maria Bacău. Repet, primul pas concret spre complementarizare deja există, iar în momentul de față au rămas de finalizat etajele 1 și 3. Nu am spus de etajul 2, deoarece etajul 2 este în momentul de față un etaj de natură tehnică. Sunt centralele termice, sunt echipamentele specifice tehnic, care nu necesită o zonă de finisare foarte mare. La etajul 1 avem blocul, partea de bloc operator, și etajul 3, care sunt, tot așa cum v-am spus anterior, la etapă de finisare. Deci, practic, suntem în momentul de față, în prezența unui obiectiv, dacă este să-l denumim întregul complex spital, într-o proporție de 80% finalizat. Partenerii noștri în această echipă au fost Consiliul Județean, finanțatori, Primăria Municipiului Bacău a avut și un rol executiv pe lângă partea de finanțare. După cum știți, discutăm aici de finanțare de 50-50%. Așteptăm de conturile să fie finalizate din partea antreprenorului general, Societatea de Servicii Publice. Sunt convins că în momentul de față vom ajunge inclusiv la o etapă în care s-ar putea ca costurile estimate inițial în cadrul contractului să fie mai mici decât ceea ce s-a așteptat inițial. Rămâne de văzut acest aspect. Pe de altă parte, vreau să mulțumesc foarte mult firmei Brecht, care au fost managerii generali ai proiectului, reprezentați aici de domnul director general, domnul Andrei Ciocan. De asemenea, colegii dumnealor în albastru, vreau să mulțumesc SSP, vreau să mulțumesc tuturor consultanților care au venit pro bono alături de noi. Vreau să fac mențiunea că firma Brecht, firma de management, a venit pro bono și a lucrat practic pentru oraș. Vreau să mulțumesc tuturor subantreprenorilor care au lucrat în cadrul acestui obiectiv. A fost o muncă foarte intensă, n-a fost o chestiune simplă. Nu întâmplător mă aflu îmbrăcat așa, pentru că practic aceasta a fost uniforma mea timp de 40 de zile în cadrul acestui obiectiv. Alături de SSP și eu primeam sarcinile trasate în fiecare zi de către managerii de proiect și consider că a fost o treabă foarte bună pe care dumnealor au făcut-o. Acum am să dau cuvântul partenerilor noștri din cadrul acestui contract. Da, nu e niciun... Unii spun că e un moment festiv, nu are nimeni pretenția din cei prezenți aici că este un moment festiv, dar într-adevăr când structura Spitalului Municipal prinde viață, este un moment important de marcat. Eu cunosc, cred că cel mai bine, istoria acestui edificiu și știu că el este coșmarul băcăoanilor, în loc să fie izvorul de sănătate al băcăoanilor. Mulți ani, că vreo 10 ani, s-au perindat foarte mulți politicieni pe aici, au promis sprijin, au promis finanțare pentru finalizarea acestui obiectiv, dar o idee începută prost în 2006, s-a terminat și mai prost în 2016, în sensul că de câte ori am ocazia, am să subliniez că în acei 10 ani, din momentul mai 2006 și până în iunie 2016, această structură a Spitalului Municipal a fost gândită, concepută, proiectată și construită pentru a fi în competiție cu Spitalul Județean de Urgență Bacău. S-au schimbat, cetățenii au schimbat datele problemei în iunie 2016 și vă reamintesc că în iunie 2018 s-a făcut o ședință de Consiliul Local și Consiliul Județean în care s-a consfințit dorința de compatibilizarea celor două structuri, ele să nu funcționeze în concurență și sigur că acest lucru a ținut în loc dorința autorităților locale și a primarului și a președintelui DCJ de a termina cât mai repede aceste structuri. La jumătatea lunii martie, poate are mai puțină importanță cine și cum, de unde a venit această idee pentru a operaționaliza etajele, unele dintre etajele statului municipal, la jumătatea lunii martie, nefăcând parte din atât de vehiculata strategie împotriva luptei COVID de către unii,
Noi am venit cu o idee ca o structură medicală să fie totuși, să aibă o destinație medicală și am propus această asociere alături de DSP, astfel încât dacă o spirală a coronavirusului, care nu putea anticipa nimeni atunci, creștea pe măsură ce avansam în timp, totuși să avem spațiile și dotările necesare pentru a ne trata de această cumplită boală. Sigur, județul Bacău a mai fost vehiculat într-un proiect undeva în județul Iași, cu asociere cu Iașiul și Neamțul. Noi am discutat foarte mult aceste aspecte și am prioritizat totuși ventilatoare, susținerea cadrelor medicale și, sigur, punerea în funcțiune, operaționalizarea unor spații medicale care au fost concepute în scop medical, în speță aceste etaje de la Spitalul Municipal. Au fost două luni destul de... au lucrat în contratimp și cei de la primărie și de la SSPM și de la Consiliul Județean, aprilie și mai. Uneori documentele au mers în paralel cu lucrările. De obicei felicit constructorii la finalul unor lucrări care se încheie cu succes. Și aici putem vorbi de acest lucru. Cred și sper că s-au respectat tot ceea ce înseamnă din punct de vedere avizare, finanțare. Eu am avut întâlnire cu subantreprenorii în acea criză de încredere pe care o traversam cu toții și am dat și eu în zona mea de responsabilitate toate asigurările că finanțarea nu va fi o problemă. Îi felicit cu atât mai mult pe cei de la SSPM și pe subantreprenori care s-au implicat și au lucrat contra cronometru, uneori două schimburi pe zi. Și trebuie evidențiat acest lucru. Societatea de Servicii Publice știu care a fost logica și rațiunea înființării acestei societăți. E bine că și-a demonstrat utilitatea și a demonstrat-o și la parcarea, la reamenajarea din spatele dumneavoastră. Eu vă reamintesc celor mai vechi din mass media din anii 2013-2014 că aveam repetate apeluri către Primăria Bacău și Spitalul Municipal, unic funcționar la Primăria Bacău, de a totuși a civiliza accesul din zona Spitalului Municipal, de a pune niște dale măcar, pentru că era mizerie, noroi și nu știu ce. Sunt directori în Primăria Bacău care n-au mișcat un deget pentru niște lucruri de bun simț la momentul respectiv, acum 6-7 ani. Mă bucur că alături de SSPM, Primărie și CJ le-am putut demonstra că dacă se vrea, se poate și s-a urbanizat așa cum trebuie această zonă. E bine că, repet, s-a lucrat în condiții rege în aceste două luni și încă o dată cred că a fost o idee mai inspirată de a ne implica în acest proiect de la Spitalul Municipal decât de a intra în acel parteneriat cu Iașiul și Neamțul, care sigur am înțeles că a avansat mai greu. Am preferat să menținem investițiile din banii băcanilor în municipiul Bacău și în județul Bacău. Sunt absolut convins că este o veste bună, vor mai fi vești bune în zona sănătății și în municipiul Bacău și în județul Bacău, dar faptul că Spitalul Municipal Bacău a prins viață, realmente este o veste bună și nu e un moment de festivit și e bine ca băcăuanii să afle de acest lucru. De altfel, s-ar putea ca unul din etaje să fie rapid pus în funcțiune, sigur cu sprijinul DSP-ului, care va trebui să-și dea largul concurs, pentru că constructorul de la Spitalul Vechi, pe contractul cu Compania Națională de Investiții, investiție începută în mai 2019, avansează, este un constructor serios și are nevoie de fond de lucru și este posibil, aici detalii vă poate da managerul Spitalului Județean de Urgență, este posibil să elibereze secția de infecțioase și să se mute aici, astfel încât acolo investiția să avanseze și să atragem banii de la Compania Națională de Investiții. Șantierele la Spitalul Județean de Urgență merg foarte bine, sunt în grafic, vor mai fi vești bune legate de extinderea UPU și heliport. Vom rămâne în contact și, sigur, eu sper să nu ajungă nimeni la etajele 45, sper să fim, mă bucur că ne revedem sănătoși, sper să nu avem nevoie din motive de COVID să ajungem la etajele 45, dar iată că în mai puțin de 45 de zile aceste spații, dacă epidemia evolua într-o direcție nedorită, nu prindea Consiliul Județean, Spitalul Județean, Primăria Bacău, nu-i prindea nepregătiți și asta este un lucru care trebuie semnalat. În rest,
Sigur, știu că se va mai vorbi mult de acest spital. Știu foarte bine ce vor spune alți actori din municipiul Bacău. Dar să nu uite că ideea de complementarizare este extrem de importantă. Nu concurența este calea de succes între cele două entități. Noi am gândit și am acționat așa în acești 4 ani. Vor mai fi licitații probabil pe restul de execuție după ce se finalizează proiectarea. Cu răbdare și cu înțelegere, cu siguranță această structură va fi folosită în integralitatea ei. Chiar dacă, din punct de vedere juridic, o să vedeți, deși noi am mai informat pe acest aspect, din punct de vedere juridic s-a făcut o improvizație care încurcă puțin o derulare rapidă a investiției aici. Este o struță cămilă cu o clădire în domeniul public al Ministerului Sănătății, dar care este obiectiv de investiție al primăriei Bacău. Aici am nu de către noi. Nu, sigur. E o struță cămilă începută prin anii 2006-2007. Da. Am început prin a spune și sunt foarte mulți martori prezenți și aici. Prin a spune că știu istoria acestui edificiu încă din mai 2006, când Consiliul Județean a acordat, n-a făcut un lucru extraordinar, dar a acordat această suprafață, deși au fost și oameni care au spus că poate nu este cea mai bună locație pentru că se aglomerează această curte a Spitalului Județean de Urgență. Am trecut prin Consiliul Județean acea hotărâre, am mers mai departe. Derularea ulterioară mi-a înșelat așteptările, în sensul că, repet, ideea proastă de a pune în competiție și în concurență cele două entități a finalizat prost un constructor neserios, proiectanți care au fugit cu planșele și apucă-te tu în 2016 și regândește în sensul complementarizării, care a fost fundamental cu orice risc. Chiar dacă știam că alegerile urmau să vină undeva în 2020, iată că n-au venit la termen, dar chiar dacă știam că suntem într-o cursă cu într-un cronometru, ne-am asumat decizia și politică și administrativă de a face un lucru responsabil. Și dacă cineva are obiecțiuni, în acest sens, rog să formuleze întrebări, pentru că sunt pregătit cu orice fel de răspuns. Repet, am participat la multe discuții legate de acest edificiu și nu cred că voi fi prins pe picior greșit dacă discutăm istoria acestui edificiu care s-a născut în 2006, dar culmea prinde viață în 2020. Astea sunt realitățile care ne încurjoară și trebuie să le recunoaștem și să spunem lucrurile pe noi. Aș vrea să detalieze domnul manager la Spitalul Județean de Urgență cu inspecțioasele, dacă poate să dea câteva detalii, că e important. Da, sigur, practic, aceste două etaje reprezintă o șansă de a regândi serviciile de sănătate în această perioadă de pandemie, serviciile oferite pacienților suspecți și confirmați cu COVID. Și vreau să menționez încă o dată că Spitalul Județean de Urgență Bacău a intrat din prima clipă în lupta cu acest virus, chiar dacă noi ne situam în faza a treia a planului Ministerului Sănătății, ne-am alăturat rețelei sanitare de sănătate și am început lupta din prima clipă, reorganizând secțiile de boli infecțioase și nu numai, așa cum am putut mai bine împreună cu DSB Bacău. Cele două etaje, într-adevăr, pot oferi casă bună secțiilor de boli infecțioase. Planurile ar putea fi mai multe, ele au fost deja începute discuții cu Direcția de Sănătate Publică, însă, într-adevăr, pentru a putea oferi fond de lucru constructorului din Spitalul Vechi, unde acum se află secția de boli infecțioase adulți, oportunitatea este de a muta aici cu tot ce înseamnă personal și pacient și având în vedere că la acest moment se tratează doar COVID, acolo e o șansă bună de a prelua unul din aceste etaje. Și, sigur, la fel, împreună cu Direcția de Sănătate, trebuie să găsim soluții și pentru partea de ATI, pentru că problema mare, desigur, o reprezintă specialiștii. Spitalul Județean nu poate pune la dispoziție toți, cum de altfel se poate întâmpla la infecțioase, nu poate pune la dispoziție toți angajații și specialiștii din ATI, fiindcă trebuie totuși să tratăm și partea de pacienți non-COVID. Și atunci trebuie găsit o formulă în așa fel încât să găsim specialiști și pentru partea de ATI și sper să-i găsim tot mai mult. Da, ne-am întoarce un pic, cam 2 luni jumătate.
10-11 martie, când după două propuneri eșuate, să zicem, în Comitetul Județean în situație de urgență, în care am solicitat declanșarea stării de alertă, nu era la vremea respectivă și prefectul a ieșit și a spus public, nu este cazul și nu sunt întrunite condițiile de stare de alertă, nici de cum de urgență. Noi pe 13, la semnalele pe care le aveam de la conducerea spitalului, de la domnul manager Popa, încercam să găsim soluții pentru spații, că nu știam și nimeni nu știa cam ce ar putea urma și ce scenarii să facem. Trebuia să fim pregătiți. Chiar dacă n-a spus-o domnul Benea, o spun eu, pe 13 în urma întâlnirii, domnul europarlamentar Benea a venit cu această idee. Hai să accelerăm și să punem cele, măcar un etaj sau două și să finalizăm în acest sens. De aici, pe 15, am propus prefectului o convocare a Comitetului Județean în situație de urgență. Am prezentat această propunere împreună cu domnul primar. Pe 15 am avut întâlnire cu domnul primar și am discutat acest lucru, această idee. Ne-am angajat la acest obiectiv. Am propus Comitetul Județean în situație de urgență. În baza hotărârii Comitetului Județean în situație de urgență, am trecut după aceea la asocierea și a finaliza aceste două etaje, plus barterul cu tot ce înseamnă circuit. Am convocat de îndată ședința Consiliului Județean, am găsit sursa financiară. Atunci am dispus să oferim până la 60% din finanțare, așa am convenit 50-50% Consiliul Județean din ceea ce înseamnă execuție, împreună cu echipa Consiliului Județean tehnic, administratorul public, personal, atât eu cât și administratorul public, suntem în echipa de implementare ca și responsabilitate și am fost aici pe teren atât timp cât a fost nevoie. Eu mă bucur că echipa de consultanți, de proiectanți, au găsit soluții necesare încât și după această perioadă, pentru că noi am văzut și după această perioadă, să nu fie nevoie de mari modificări. De aceea, domnul primar, foarte bine a spus că nu vor fi modificări și se respectă principiul complementarității. Era necesar, nu știam în ce scenariu ne vom afla, mă bucur că a fost o mobilizare exemplară din partea constructorilor și iată cu 5 zile înainte el este pus în operă, de aici încolo sigur ne dorim să devină funcțional, aici DSP-ul un rol esențial și Spitalul Județean în situație de urgență care are toată disponibilitatea și avem nevoie de acest spațiu și sigur că el respectă acum toate standardele, având avizul Direcției Sănătate Publică, având avizul ISU, respectând toate normele în vigoare. Mulțumesc! Din punctul meu de vedere vreau să mai spun două lucruri, fără a prelungi mai mult, să zic, așteptarea începutului unei vizite și înainte de a da cuvântul partenerilor noștri, firma de management, Brecht. Apropo de strategie județeană de luptă împotriva COVID, sau apropo de strategie de luptă în general, vreau să vă spun că, dincolo de această componentă contractuală, Primăria Bacău a mai achiziționat încă 10 stații ATI care sunt prezente aici, plus 9 stații care le-am dat încă de la începutul pandemii către Spitalul Județean, care sunt, din ceea ce știu, în prima linie, în momentul de față, se utilizează. Vreau, am mai spus-o, mai spun o dată, le mulțumesc partenerilor noștri de la firma de management, de la firma Brecht, mulțumesc întregii echipe, mulțumesc și diriginților care s-au aflat aici și am să dau cuvântul domnului director general Ciocan să vă explice mai multe detalii de natură tehnică și apoi ulterior să mergem efectiv în teren. Da, sigur. Bună seara. Și eu țin să mulțumesc în mod personal și în nume propriu colegilor mei pentru efortul pe care l-am avut în ultimele 5-6 săptămâni. Noi am venit aici, suntem băcăoani, majoritatea dintre noi suntem mutați în București, suntem mutați pe toată țara, lucrăm în proiecte industriale, lucrăm în proiecte de o complexitate similară sau chiar mai mare câteodată decât etapa pe care am finalizat-o aici. Suntem mândri și bucuroși pentru ocazia de a face chestia asta, noi fiind singurul factor non-politic de la acest moment.
moment putem să fim mult mai deschiși și mult mai clar cu privire la aspectele tehnice și tot ce s-a întâmplat pe perioada asta. Realitatea este că sunt foarte multe lucruri nebunătățit. Într-adevăr, consultorii sunt mai buni, mai slabi, mai puternici, mai deschiși către proiecte de genul ăsta de complexitate. În momentul de față, ce pot să vă spun este că sunt foarte multe lucruri îmbunătățit. Suntem aici să punem numărul la chestia asta. I-am spus domnului primar de la început subiectul ăsta și i-am spus că vor fi extraordinar de deschis, pentru că un consultant întotdeauna trebuie să și protejeze beneficiarul în paralel cu evoluția proiectelor pe care le gestionăm. Și atunci asta e una din concluziile pe care le-am tras. Sunt foarte multe chestii de făcut în continuare. Acum, în perioada coronavirus, într-adevăr că toate aspectele sau toate elementele tehnice au fost îndreptate către, în așa fel încât să captăm cât mai mult din spiritul și energia acestui spital municipal, județean, cum vreți să-i spuneți, un spital activ. Sunt 153 de paturi în momentul de față pregătite pentru a prelua diverse tipuri de departamente medicale, iar cu precădere secția ATI, care e la nivel performant, poate printre cele mai top 10 din țară, să zic așa, pe secția de ATI. E un bun cu care foarte puține comunități se pot lăuda. Așa cum am zis și la începutul acestui scurt preludiu, sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, dar acum aveți șansa cu toții să o puteți duce mai departe și să puteți să ne puneți în situația de a salva vieți. Suntem aici să vă ajutăm și, în mod cert, o mare parte din cei care au lucrat în acest proiect sub antreprize și din partea antreprenorului general, dar nu toți, că realitatea asta este, sunt unii mai buni și alții mai puțin buni, pot fi duși la punctul la care se evolueze și să poată crea infrastructura de care avem nevoie să ne dezvoltăm. Acum vom continua în mod tradițional, cu această onoare, să zicem, îi aparține constructorului, ne vom asuma și această etapă din acest proiect și vom prezenta rând pe rând fiecare aspect tehnic. Vom sta la dispoziție, echipa e toată în spatele meu, fiecare dintre voi, pe măsură ce vom înainta pe cele două etaje, respectiv pe zona de triaj, dacă sunt întrebări specifice sau chestii punctuale. Ce lucruri sunt de îmbunătățit? Nu e vorba de spital, e vorba de să lucruri de îmbunătățit în general, în ceea ce înseamnă modul în care se dezvoltă astfel de proiecte. 40 de zile pentru 10.000 de metri pătrați sau peste 10.000 de metri pătrați, e o performanță cu care puțin se pot lăuda. În mod cert, energia sau, cum să spun, mândria le aparține celor care au muncit efectiv, personalului productiv, muncitorilor, oamenilor care au lucrat 2, 3, 4 schimburi. E vorba în general de condițiile de zona de management, care poate fi îmbunătățită, dar, repet, au potențial. Nimeni nu zice că nu. Noi venim din zona privată, în mod cert sunt diferite față de zona publică, dar nu asta e esența acestui discurs. E pur și simplu faptul că societatea civilă, politicul și tehnicul în general pot funcționa, pot exista într-o simbioză. În spatele vostru, undeva în laterală, e unul din exemplele pentru a justifica acest lucru. E un graf, unul din cele mai mari bannere făcute în Bacău, cu sprijinul băieților de la Zidart, care sunt o comunitate și le mulțumim interesantă, și lui Mateo, în special, care e artistul care a creat chestia asta în 3 zile. Și atunci toate astea pot funcționa într-o simbioză, atâta timp cât există deschidere. Noi am găsit deschidere din partea autorităților, toate autoritățile, nu selectiv. Și ne bucurăm să fim aici, să putem face proiecte, să le putem replica, poate și pentru alte zone de care comunitatea va avea nevoie. Fiind băcăoani, ne întoarcem cu drag mereu acasă, ne dorim să ne întoarcem nu numai noi, poate și amicii noștri, familiile noastre, care încetul cu încetul au mai încercat și până alte părți să se dezvolte, dar suntem aici. Revenim. Deci revenim cu sunt drag. Întrebări. Cine asigură finanțarea pentru asta? Cine asigură finanțarea activității care o să înceapă, chiar când o să înceapă? Depinde care plan se va stabili, depinde ce se mută aici. Dacă se mută secția de bunificioasă, probabil va prelua toate de acolo. Dacă decidem... Secția se va vota după aia înapoi. Cine preia finanțarea patrulor, care sunt prevăzute în hotărârea de guvern în 2006? Finanțarea patrulor nu poate să o preia decât Casa de Sănătate. Nu finanțează cineva foarte despre patrulor. Deci cineva cu Casa de Sănătate?
Casa de Asigurări de Sănătate, respectiv actualul director general, domnul Stoica, a fost pe șantier. Au fost o serie de discuții pe care le-am avut cu privire la funcționarea și operaționalizarea întregului spital. Cheia, într-adevăr, se află până la urmă la DSP și la partenerii de la Spitalul Județean, deoarece acolo pot veni, de acolo pot veni o întregere de resurse medicale. Dincolo de acest aspect, e clar pasul făcut spre această complementarizare între cele două instituții și între Spitalul Județean și Sfânta Maria și practic să devină întregul. Asta este cel mai simplu pas care s-a făcut sau cel mai bun, cel mai important pas, de aici încolo totul poate fi foarte simplu. Și apropo de finalizarea acestui obiectiv, în contextul în care există finalizată rapid proiectarea, care în momentul de față a fost blocată pentru că a fost relocat și regândit proiectul pentru acest tip de obiectiv, în momentul finalizării proiectării trecem imediat la componenta de licitații și execuția nu poate să dureze foarte mult. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate și cei de la Sănătate au fost aici, au văzut? Au fost. Și au exprimat un punct de vedere? Din punct de vedere tehnic, da. Da. Păi nu, și-au dat aviz. Au fost. Vă referiți la DSP? DSP. Sunt parte în acest contract de asociere. Da. Sigur, e fundamentală implicarea Casei de Sănătate și a DSP-ului, dar... Adică nu să nu fie terminat ceva și după aceea să aștepte foarte mult. Deci eu zic că ar fi foarte ciudat să întâmple acest lucru atâta timp cât e ready to use. Și DSP-ul și-au dat avizul în ceea ce s-a realizat aici. Și el face parte din proiectul întreg. Nu vor fi mari modificări făcute pe principiul complementarității. Deci, practic, tot ansamblul acesta spitalicesc care se va numi Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria, așa cum am convenit în iunie 2018, în urma acestei asocieri s-a făcut un studiu de către Școala Națională de Management, o echipă de profesioniști, recomandarele care ne-au făcut și raportul care a fost prezentat, noi nu ne l-am însușit decât după ce Ministerul Sănătății și DSP-ul și-au dat avizul că respectă toate circuitul și toate standarde. Aceste lucrări au fost finalizate în 40 de zile. Ceea acum, ce o să vedem, da. Acum, noi ca Băcăvan, ce să înțelegem? Că un mastodont care a început să prindă contur în 2006 și nu s-a făcut absolut nimic, sau lucrările au înaintat foarte lent. Cum este posibil să finalizezi ceva în 40 de zile și timp de 14 ani să nu faci nimic? Ce să înțelegem noi? Că nu s-a avut, că nu s-a putut și uite că deodată se întâmplă minunea asta ca în 40 de zile să se finalizeze două nivele din 5. Trei nivele din 5, îmi cer scuze. Cum vă explicați? Clasa politică nu are nicio vină? Nu am spus ceva mai... Tocmai ce am făcut filmul. 2006-2016, întrebările trebuie puse altora. Iar 2016-2018-2020, cam aici aveți cei care trebuie să răspundă la întrebări, dar regândirea, în sensul complementarizării, nu a concurenței, și reproiectarea au mâncat timp. Au luat foarte mult timp, iar aici, de ce s-a terminat în 40 zile, să nu omitem faptul că procedura de achiziție, fiind una extrem de rapidă, a permis să înceapă lucrările mai repede. E partea udă a paharului că a fost acest COVID. Și a fost dată de starea de urgență. De exemplu, dacă întrebați acum pe cineva când se vor da în folosință și alte partea nefinalizată, n-aș vrea să vorbesc de procente și de etaje, e cu risc un pronostic, pentru că depinde de finalizarea proiectării, începerea licitației, contestații și după aceea seriozitatea mecanismul nu putea fi declanșat imediat după iunie 2018. Dacă îmi permiteți, o să fac niște precizări ca să vedeți întreaga poveste. Deci lucrările în 2014, lucrările la acest obiectiv s-au oprit din cauza concernului Ecofilips Integri. În anul 2016, când am ajuns primar, nici nu puteam intra în spitalul municipal. N-aveam voie, deși era propriul nostru obiectiv, am reușit să-l obținem doar cu executor judecătoresc, doar prin intermediul instanței de judecată. În momentul acela, în anul 2017, am început discuția pe tot ceea ce înseamnă complementarizare.
Și am ales decidenții politici, asumându-ne și politic și administrativ acest lucru, cea mai grea variantă. Pentru mine, ca și primar, de exemplu, discut de cazul meu, era cel mai simplu să iau proiectul așa cum era, să-l scoți la licitație și drum bun la treabă. Și asta ar fi însemnat să avem două spitale care se băteau între ele. Pe aceeași tip de patru, pe același tip de medici, ceea ce era o utopie. Atunci am ales varianta cea mai grea. Etapa în care am stat Școala Națională de Studii Medicale, după Școala Națională de Studii Medicale, adică cei care au creat medical proiect. Vizat complementarizarea. Trebuia vizată de specialiști, nu de mine sau de nu știu care. După aceea am avut etapa DSP-ului care au verificat și au dat ok-ul pentru ceea ce înseamnă complementarizare. Într-adevăr, discuțiile interminabile au fost la guvern, din partea tuturor, tot felul de birocrați care au găsit nodul în papură. Ministerul Justiției. Și de aici încolo, în anul 2018, am scos la licitație proiectarea complementarizării, fără niciun aviz al Ministerului sau al ministerilor, pe principiul în care DSP-ul deja și-a dat avizul, adică reprezentantul Guvernului în teritoriu pe partea medicală și-a dat avizul. Asta înseamnă că nu mai trebuie să mai stau până își găsesc toți hârtiile pe la Guvern. După ce l-am scos la licitație, a durat 9 luni de zile procedura de achiziție publică pe tot ceea ce înseamnă proiectare. Și aduceți-vă aminte, în toamna anului 2019 s-a semnat contractul cu firma de proiectare. Firma de proiectare trebuia să livreze undeva în luna mai proiectul complementarizării. Dar din luna aprilie am întors tot proiectul cu fundul în sus, între ghilimele, și ne-am apucat de... Proiectul complementarizării pentru a fi scos la licitație pentru execuție. Da. Și atunci ne-am apucat de nou proiect, de operaționalizarea acestui tip de obiectiv medical, și aici suntem. Dar dacă este să discutăm până la urmă de întreaga aventură, să zic, a acestui spital, sunt foarte multe chestiuni pe care le poți pune în sarcina politicului, dar sunt foarte multe componente de natură juridică care te-au încurcat sau care încurcă și sunt foarte multe proiecte din România care sunt blocate prin diverse etape de licitații, nelicitații sau tot felul de sisteme birocratice care te încurcă. Etapa asta de pandemie ne-a, să zic, a favorizat o dezvoltare mai fluidă a tot ceea ce înseamnă componenta de licitații pentru acest tip de obiectiv. Deci și partea bună a pandemiei. Partea bună a pandemiei, da. Asta a fost partea bună a pandemiei. Că ai putut să faci o procedură de achiziție mai rapidă și să poți să treci la treabă. Da, să știți, din experiența asta de aproape 4 ani de primar, am văzut foarte clar că nu execuția durează, ci toată hârțogăraia care o ai subsecventă până la etapa în care începe execuția. Asta e procedura de achiziție. Poate fi și execuția. Dacă dai de un constructor amețit, asta e. Dacă dai de un constructor serios, termin la timp. Dar dacă asumăm faptul că aceste două structuri trebuiau complementarizate, atunci politicul a acționat rațional și responsabil, eliminând concurența celor două unități și încurajând complementaritatea cu riscul ca în 2020 totuși să nu fi gata și să te certe nu știu care alți... alte personaje politice care promiteau, dacă vă amintiți, analize gratuite. 2012 aici se promiteau analize gratuite. Ca să dăm o tentă de umăr discuției, dacă vreun bătăuan a avut inspirația și să-și păsteze acel bilet galben, da. Și vine acum cu el să-și facă analize, le faceți gratis? Eu sper din tot sufletul să n-ajucă vreun bătăuan să-și facă analize aici, pentru că dacă ajunge aici, va face analize de COVID. Și... Nu aș vrea să fiu malițios, dar cred că emitentul acelor bilete galbene ar putea să le preia, să le primească, să facă analize oamenilor. Da, să convenim pe lucru, nu are nimeni pretenția ca astăzi să inaugura spitalul municipal. Nu are nimeni pretenția asta, n-a spus nimeni acest lucru, ca să înăbușim din fașă reacțiile unora pe care nu le înțeleg, dar să nu uităm că s-au alocat bani pe COVID pentru a pune în funcțiune o structură ce a fost gândită în sens medical. Nu trebuia invitat și domnul Stavarache aici? Ca om care... Recunosc că m-ați... Nu eram pe întrebarea asta. Cred că o singură întrebare a trebuit pusă celor care ne trag de ureche astăzi. Cum au conceput acest struțul cămilă juridică
care o să vedeți că va genera probleme în continuare la Ministerul Justiției, pentru că acolo s-a blocat această nouă structură, în avizarea Ministerului Justiției, pentru că, repet, este un obiectiv în domeniul public al Ministerului Sănătății, dar este modernizat cu banii băcoanilor, cu banii primăriei Bacău și aici ai Consiliul Județean, iar în viitor cu primăriei Bacău. Obiectiv de investiție al primăriei Bacău, dar care e în domeniul public al Ministerului Sănătății. E ceva care recunosc eu că m-a surprins și iată că produce efecte negative. Ce e frustrant este că cei care pun întrebări sunt cei tocmai care au construit acest concept. Pentru că erau tot acolo, chiar dacă domnul Stavarache a dispărut din peisaj, au rămas urmașii. Nimic nu împiede că guvernul României actual, de exemplu, să dea hotărâri prin care să soluționeze toată problema juridică. Soluții sunt. Ați discutat cu domnul ministru al Sănătății? Am discutat, nu cu domnul ministru, dar am discutat cu secretarii de stat din Ministerul Sănătății care au venit în februarie, dacă nu mă înșel, sau în ianuarie. Nu, în ianuarie. În ianuarie, exact, pe tema acestui spital. Le-am dat din nou soluția juridică, care e foarte simplă. Au făcut din nou memoriu. Dar este secretar de stat de la Sănătate din Bacău, care știe foarte bine problema, poate chiar mai bine decât noi toți, și o poate lua de toată să o rezolve, de la Ministerul Justiției. Codrin Lungu e din Bacău, știe general. Problema, e secretar general, poate mai mult. Da, se poate rezolva imediat problema juridică, dar cred că s-a gândit prost de atunci și e un nod care va fi greu de sfăcut. Da. Bun. Dacă nu mai sunt întrebări, mergem... Haideți să ne pregătim. Noi avem o cutie cu măscuțe pregătită. Benzi cu luare de separație. Aici vom avea o zonă de recepție pentru... El e conceptus cumva asimilat situația cu coronavirus, cu situația corectă cu coronavirus, dar poate funcționa de sine stătător ca o recepție, ca un triaj pentru un spital clasic municipal sau județean de Opotrivă, în funcție de departamentele care vor funcționa în această clădire. Suntem în zona de recepție, de unde se trece în zona de triaj, iar în partea din stânga vom regăsi 6 camere pentru pacienți care pot fi menținuți sau întreținuți pe o perioadă scurtă de timp, pe perioada prelevării de probe și a analizării aceste probe, rezultat pozitiv, negativ, în funcție de rezultat, pot fi transferați pe unul din cele două niveluri, dacă vorbim de coronavirus, dacă nu, se poate funcționa ca o ospitalizare de zi, sub supraveghere a medicilor de pe zona de triaj sau asistenților de pe zona de triaj. Vom înainta încet, ca să putem... Am uitat să mai fac o mențiune, vreau să mulțumesc foarte mult și colegilor mei din Primăria Municipiului Bacău, care au lucrat și care s-au implicat în acest proiect. Au fost și ei și nu trebuie. Sunt specifice și poate nu neapărat în legătură cu coronavirus, ci și pentru alte situații de urgență, de tip cu tremuri sau dezastre naturale, ea poate funcționa ca o zonă secundară de primiri urgențe, are două zone de preluare, aici și în spatele acelui perete mai e o zonă identică, avem o echipare standard, ce înseamnă defibrilator, echipament medical care era deja în custodia primăriei și a putut fi operaționalizat. O parte dintre ele este în momentul de față într-o perioadă de mentenanță. Durează câteva zile până furnizorul vine și execută această mentenanță. În spatele dumneavoastră, în spatele domnului primar, acolo vedem un ventilator portabil, acea cutiuță portocalie, care poate funcționa pentru situația prezentă de coronavirus, prin intubarea pacientului din afara spitalului și transferul lui către spital până la punctul de internare sau de urmărire. Repet, această zonă poate funcționa de sine stătător, poate avea mai multe funcții. La vizita personalului medical din spațiul ATI chiar s-au exprimat cu privire la necesitatea unei astfel de zone de triaj, în așa fel încât să se poată stabiliza pacientul înainte de transferul pe una din camerele destinate terapiei intensive. În proiectul MAM, în proiectul...
și mai ales cu laboratoriști. Da, dacă se transferă către COVID-ul, către zona asta, e posibil să fie nevoie de relocarea lui. Ce criterii sunt identice și infrastructura e... Nu cred că poate fi relocat. Da, eu erau discuții cu proiectantul general mai mult decât impuse sau propuse. Dar nici nu e nevoie, pentru 50 de metri. Nu, dar era privat cu 1000 de teste pe zi, bate tot. Avem cel mai tare, aparat privat. Mergem spre mii de chestii alocate ca să de asigurări că e o lună întreagă, după că știi pe tot județul. Așa să mergem spre la șare, că așa cu zona spitalului. Aici avem un singur lift care are destine de două direcții, pe două părți. Sunt patru lifte principale ale spitalului și pe trei lifte de serviciu. Un aloc pentru zona de bloc operator care nu este inițializat, este pregătit, dar în momentul de față nu face scopul operaționalizării. Practic, liftul singular de pe zona asta, singur care are deschide pe parte pe zona de acces, va fi folosit pentru evacuare situații de urgență și externare pacienți. Acum vom merge în zona normală, să spunem așa, de urcat. Tot ce înseamnă circuit medical pentru personal, circuit medical pentru bolnavi, pentru bolnavi care, sau pacienți care s-au vindecat, pentru persoane decedate sau pentru orice alte facilități auxiliare, se desfășoară cu liftul. Da? Deci există o singură scară de acces fixă în această clădire, în interiorul clădirii. Ea va deservi doar ca și scară de evacuare pe situații de urgență și pentru organizarea de șantier, dacă se va porni următoarea etapă de execuție, în paralel cu funcționarea spitalului. Tocmai în sensul ăsta a fost gândită accesul doar pe lifturi. Sunt lifturi rapide, funcționează absolut ok, sunt digitalizate, sunt în momentul de față complet operaționale. Mai sunt patru scări de evacuare situații de urgență pe fiecare colț al clădirii, la fel complet finalizate, în fac scopul avizării de la ISU. Urmați-mă și o să mergem în zona de canalizator. Da, deci radiologia a fost echipată în scherioasă, în urmă, în spitalului. Unde ne aflăm, noi am trebuit să mergem deja pe zona de acces pe etajele superioare. În schimb, am profitat de proximitatea față de zona de radiologie să putem să facem o amenajare rapidă și acestei zone, să spunem, reconversie rapidă, având utilajele deja la fața locului. Parte de RMN a fost întreținută pe toată perioada ultimilor 7 sau 8 ani de zile de când a fost montat. Cu avizare rapidă sau cu o procedură deschisă rapid pentru avizarea la CNCAN acestor instalații, se poate utiliza infrastructura de radiologie aproape instantaneu, ca să zic așa. Dacă vreți, noi am și deschis câteva camere, se pot vizualiza, cred că au făcut scopul unor clipe anterioare, dar puteți să vedem și facem un pas către zona de linie. Până nu poți să faci. În principiu, da. Secția trebuie acreditată. Doamna medic și de la infecțioase, când am venit și a făcut verificarea, Tomasa ne-a dat niște indicatori pe care am luat în calcul în etapa asta de execuție. Am transmis proiectantul în general ca să le asimileze variante de proiecte care au făcut-o acum pentru coronavirus și pentru funcționarea unei secții de infecțioase normal. Ce spunea dumneavoastră, în schimb, că infecțioase nu pot să rămână aici pentru că de obicei suntem în holul principal de la 5, sunt două holuri identice. Structura acestui spital presupune două culoare foarte lungi, întretăiate de două culoare transversale pe zona lifturilor și unul în partea de vest a amplasamentului. Ele pot funcționa continuu sau complet, ca și o singură unitate, sau pot fi separate prin sansuri, prin zone de circulație restricționată și pot funcționa două departamente, sau trei, sau patru, în funcție de cum hotărăște operatorul. În momentul de față, ele sunt realizate exact ca în planul inițial, folosind și planurile de complementaritate în forma lor draft, iar dacă ele nu ajunsese la o variantă finală de avizare. La etajul 4 am mai păstrat două sau trei zone pe care le putem recompartimenta ușor în sensul introducerii sau modificării unor uși de la o poziție la alta, în așa fel încât să cădem exact pe ceea ce ați întrebat anterior și anume pe a avea avizul DSP-ului pentru spital de infecțioase. Noi am în cap două lifturi, mai sunt al treilea lift pentru personal,
care este complet izolat, complet separat, dar și circuit, în așa fel încât să nu se intersecteze personalul medical cu bolnavi sau cu pacienții, fără o echipare corespunzătoare. Deci avem aici câte 4, 30 și... În momentul de sfârșit, mergem câte... 37, sunt 37 de unități de pat la nivelul acestui etaj de camere. Camerele au fost... Capacitatea? Capacitatea lor în momentul de față pentru coronavirus asta ar fi 37. Camerele sunt concepute ca duale pentru 2 pacienți. Ele sunt normal. În mod obișnuit, da? Acum ele sunt echipate pentru un singur pacient datorită normelor impuse de noua pandemie. Pentru a avea pacienți izolați. 14 dintre cei 37 sunt complet izolați, prin am creat niște staturi suplimentare, niște zone de tampon, să spunem așa, între holuri și camera în sine. O să le vedem pe măsură ce înaintăm. Noi am deschis toate camerele, sunt vizionabile. Majoritatea dintre ele sunt echipate, așa cum s-a spus anterior, sunt 22 de paturi care în momentul de față au echipament complet, însemnând ventilator, monitor. Sunt 3 defibrilatoare disponibile pe etaj. Este o zonă de intervenții chirurgicale în situații de urgență, chiar recomandată de medicul șef ATI și de asistentul șef de la ATI, cu anumite echipamente specifice, cu echipamentul de hemodializă pentru care s-au făcut niște inspectaje zilele trecute. Clar, mai sunt multe de echipat pentru acest spital, dar o parte din infrastructură era deja aici și ce am putut de folosire ne-am pus la treabă. O să mergem direct pe unul din culoarele, schimbarea pentru supraechiparea, să zicem așa, personalului. Iar asta este unul din culoare, etajul 5, ca și am suprafață, este cel mai mic, sau nu pe cel mai mic, este mai mic cu 1000 de metri pătrați față de etajul inferior, datorită a două terase exterioare. Ne-a permis modular să ne putem juca puțin cu spațiile, inclusiv cu cele auxiliare, le-am putut echipa cu circuite de fluide medicale și să putem să aducem în momentul de față la 37 de unități maximul de echipare pe acest nivel. Puteți să intrați în oricare din camere, să vedeți că echiparea este mai mult sau mai puțin identică. Asta este culoarul de izolat, de pe pacienți izolați. Cei care au și comorbidități sau pot avea comorbidități pentru protecție. Brancardele pe care se poate transporta pacientul rapid, se poate intra direct cu patul. Toate paturile de ATI pe care le-ați văzut au mișcări pe mai multe direcții, pot fi transportate de la pacient direct de la camera în care este cazat pacientul la astfel de camere, sau poate fi transportat în afara spitalului, bineînțeles, prin transport cu liftul direct la zona de preluare de către ambulanții, care este chiar în față. Când am intrat, s-a amenajat și rampa de acces pentru sosirea ambulanțelor, a izoletelor sau a personalelor cu dizabilități. Veți mai regăsi pe fiecare etaj și niște camere complementare actului de cazare, să spunem așa, medicală sau de menținerea semnelor vitale. Asta e una de aici. Da. Cu acces separat pentru... Da. Nu, acolo va fi pentru sasul de intrare în sala de intervenție. Trebuie să aibă spălător, să-și... Deci albastru de jos și verde să producă rotare. De asta ești un pic am... Da? Nu știu, dar de cât am? Da. Te spăimânt, serios. Am și negru de aici. Da, merge tot așa de culoare din greapă și o să facem un punct.
Da, dacă vreți să întrebați ceva, chestiuni punctuale, tehnice sau lucruri care le-ați fi avut ca și întrebări înainte să pășiți. Să doresc să fie cât mai repede date toate aprobările astea, pentru că ar fi păcat munca mea să făcut așa. Deci întrebări nu, la felicitări. Da, ideea că 40 de zile e un termen oricum. 40 de zile e un termen foarte scurt. Noi, sincer să fim, ne-am fi așteptat ca în cele 40 de zile să întâmple mult mai multe chestii pe zona de operaționalizare, mult mai multe chestii pe partea de avizare. Sunt lucruri care, repet, țin din bunătățile și chestii care le înveți pe parcurs. Nu se întâmplă peste noapte, dar e loc de făcut o treabă. Vedem. Haideți să mergem pe mâncare. Sunt două culori similare, identice, la fel, în aceeași structură ca și etajul 5. Toate patrele sunt operaționale, dacă vreți să încercați probele pe ele. Am folosit cel mai greu. Traji din ei. De două. Dar sunt ok, sunt funcționale. Băi, la fel, sistemul de ventilație activ, încălzire, răcire. Camerele de luat vedere. Camere de luat vedere, centralizare, sistemul de acces. Ce ne mai trebuie sunt medici, ca să le facem credențialul, ca să dăm drumul la spital. Dar predăm acum ștafeta către autoritățile de administrație să poate să miște cât mai repede chestia asta. E ok, adică e infrastructură solidă. Pentru COVID. Și am luat COVID, că dacă ținem un nivel de așteptare pe altceva, o să avem surprize de COVID. Nu te vede. Da, este un parul de realist acum, spitalul județean și modul de echipare și modul în care o parte din spitalul județean funcționează pe cazare pacienți, eu zic că eu poate funcționează și destul de ok pe alte specialități. Adică orice departament ați alege poate fi funcțional în acest nivel, în momentul de față, având structura auxiliare pentru pacienți, având camere de medici. Trebuie explicat de SP-ul. Da, acum, vă zic sincer, DSPO s-a implicat în acest proiect în faza de avizare. Acum am primit răspunsul lor cu privire la circuitele medicale. A fost unul pozitiv, sunt câteva modificări pe care le-au solicitat. Avizul de la ISU este în curs de emitere, acolo sunt... Le-ați primit, scuze cât întreb, le-ați primit și pastea de azi, de la ora 2? Sunt aceleași. Da, e aceeași structură, doar că a venit decalat datorită ritmului de înregistrare adreselor prin autoritățile publice, dar e aceeași adresă, nu e nimic diferit. Da, sunt chestii care trebuie clarificate. DSP-ul, în general, să ceară maximul, sau orice avizatorul să ceară maximul conform legii pentru a avea o structură cât mai unde să taie, ca să zic așa, dar, în schimb, sunt chestii convenționale, nu ne-am speriat de absolut nimic, eram pregătiți. Am solicitat proiectantului general niște puncte de vedere, așteptăm răspunsul, le vin destul de greu, din păcate. Aici s-ar putea face o îmbunătățire destul de bună și pe zona de proiectare. Un ritm mai rapid, mai serios, să zicem așa, din punctul ăsta de vedere. Și... Dacă sunt întrebări... Cu executantul, cum v-ați înțeles, cu domnul director aici? Executantul, în cazul ăsta, e un conglomerat așa de subantreprize și de... Noi am privit la început situația ca fiind consultant, un simplu consultant, un manager de proiect care coordonează activitatea. Pe parcursul execuției ne-am pricopsit, dacă vorba se aplică, cu mult, mult mai multe responsabilități din partea administrației și din partea asocierii. La fel cum v-a zis și jos, sunt foarte multe chestii care pot fi îmbunătățite. Nu vreau să fac chestii nominale. Noi avem un sistem de raportare care nu este public, este sub un contract de confidențialitate. O să ne facem raportările către beneficiari, o să fie informați cu privire la tot ce s-a întâmplat și se întâmplă în acest proiect. Din punct de vedere tehnic, asta este abilitatea și responsabilitatea noastră în acest proiect. Meritul este în egală măsură, v-am zis, a multora din subantreprize, a muncitorilor care au fost aici, care au lucrat în schimburi. Nu sunt obișnuiți sub nicio formă cu astfel de ritmuri, sunt lucrări care sunt mult peste complexitatea sau mult peste obișnuința lor cu astfel de proiecte. Noi tocmai asta am venit să completăm.
În mod cert, se pot spune foarte multe chestii despre acest proiect din punct de vedere tehnic, numai că nu e simplu, asta nu se poate spune sub nicio formă. În ultima perioadă, dacă este să fac doar așa o scurtă încheiere pe subiectul ăsta, sincer să fiu, ne-am cam simțit părăsiți. V-am comunicat asta de mai multe ori, am rămas cam singurei. Echipa pe care v-am prezentat-o aici n-a făcut altceva decât să măture, să monteze paturi, să care dulapuri cot la cot cu... Nu de primărie. Nu de primărie, nu. Vorbesc de o parte din cei care au executat lucrarea. Adică în ce sens părăsiți? Am rămas puțin tăi, ca să zic așa, pe final. Sunt alte priorități, sunt alte proiecte. Oamenii obosiți, nu mai puteau. Final de lucrare, fiecare simte că a terminat povestea. Da, e datoria mea să o zic, pentru că, cum să zic, e normal, o simțim. Nu e o frustrare, nu e o chestie care să o țin împotriva cuiva, unei persoane sau unui număr de persoane, doar că sunt elegant spunându-vă doar că este loc de îmbunătățire major. Adică lucrarea s-ar fi terminat mai rapid, dacă era... Nu neapărat mai rapid, nu. E vorba de... Cred că mobilizare ceva mai... Efortul concentrat. Da, voluntariatul e o chestie până la un punct, se pot face multe chestii din punctul ăsta de vedere, dar în general se raportează și la cei care încasează și sunt responsabili pe partea comercială, ca să zic așa. Da? Exact. Nu îmbiciuiești niciodată calul care trage. Și lucrat în două schimburi, nu? Parțial. S-a lucrat în două schimburi, pe o perioadă definită, s-au amestecat la un moment dat schimburi între ele, da? Suntem aici, una peste alta, a venit aici. Suntem în faza asta, asta e vorba română, când tot e venit, când se termină bine. Deci o notă pentru executanți pe o scară de la 1 la 10? Nu sunt eu în măsură să pun o notă la chestia asta. Noi să ne facem raport oficial către primărie, le facem cu caracter săptămânal și lunar, avem ședinții de lucru, ne certăm, ne... împăcăm, dar asta e situația. Eu vă comunic așa cum e, este datoria mea, s-o fac. Că dacă sunt constructori al vostru român, care se cadrează în termen? Mai sunt care chiar dau lucrarea înainte de termen. Am avut cazuri din Bacău. Exact ca în cazul de aici, nu? Și ca în cazul de aici, și ca în multe alte cazuri. Avem drumuri, artere din Bacău, mai sunt. Se întâmplă și bune. Da, dacă aveți întrebări tehnice sau chestii care vă pot răspunde cumva, sunt la dispoziție eu sau unul din membrii echipei. Facem când... fără probleme. Thank you.